nimic fără Dumnezeu, o călătorie împreună. Cine sunt? De ce sunt? Cine e Dumnezeu? Ce treabă am eu cu Dumnezeu? Ce treabă are El cu mine? Prieteni, astăzi vom vorbi câteva minute, fără a ne speria de lungimea discursului, câteva minute despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cum știm? Cum știm că este prezent? Cum știm că nu este prezent pentru cei care nu cred? Care neagă existența? De ce ar trebui să ne înfricoșăm mai mult de prezența Lui sau de neprezența Lui? Prieteni, Dumnezeu este descoperit de Mântuitorul Hristos în Noul Testament ca un Tată iubitor. Cel Tată ziditorul, Cel care ne dă viață, este sursa noastră de viață. Pentru cei care cred în El, prezența Lui este, pentru cei care cred în El și duc o viață plăcută Lui. Prezența Lui nu trebuie demonstrată. Prezența Lui este simțită, este trăită, este experimentată în orice moment al vieții. Nu există un moment în care, sau un loc în care Dumnezeu să nu existe. Dumnezeu există peste tot. Tatăl iubitor există peste tot. Uneori, pentru că avem lentilele groase, din cine știe ce motive, nu reușim să simțim prezența Lui în viața noastră. Lipsa Lui, prezența Lui sau lipsa noastră de percepție a prezenței Lui, a faptul că nu-L vedem, că El este pentru noi invizibil într-un anume, zice, moment, sezon al vieții noastre, poate să ne înfricoșeze. Nesimțirea Lui, nevederea Lui poate fi interpretată ca uitare. Ne-a uitat Dumnezeu, nu ne mai iubește. Ori, repet, Dumnezeu este Tată iubitor. Nu există un moment în care El să nu ne iubească. El este Cel care ne iubește cu iubire dumnezeiască chiar și atunci când îmbrățișăm adâncul, în mod voit, asumat, adâncul păcatului, pentru că statutul meu de făptură zidită după chipul și asemănarea Lui, statutul meu, acest statut, El este fidel față de acest statut, chiar dacă eu uit lucrul ăsta. De ce ar trebui să mă tem de prezența Lui sau de neprezența Lui? Dacă eu cred, prezența Lui este continuă, nu există o prezență și o neprezență. Nu există fragmentare, ci există doar o dorință a mea de așezare a mea în conștiința, în conștientul că El există aici și acum prezent, în mod prezent. Este un prezent continuu. Dar dacă viața mea este cumva nu pe placul Lui, aleg să trăiesc nu pe placul Lui, poate că aici e sursa de frică, mă înfricoșez sau îl văd pe Dumnezeu în mod distorsionat când știu că am ales să trăiesc altcumva decât după voia Lui. Uneori lipsa Lui sau percepția mea că El este, că El nu este prezent, percepția mea, percepția tăcerii Lui Dumnezeu este interpretată ca o dramă, dureros, dar poate că El este cu mult mai prezent atunci când tace în viața mea, în viața noastră, atunci când tace, decât atunci când îi simt eu prezența. Pun cumva retoric la îndoială prezența Lui. Dacă nu îi simt prezența, ar trebui să mă întreb, oare de ce simt că tace? Deocamdată, prieteni, atât pentru astăzi, prezența, neprezența, frica sau bucuria prezenței Lui Dumnezeu. Pe curând!